Bună ziua, dragele! Numele meu este Florentina Haranguș și sunt profesor de limba și literatura română la școala gimnazială numărul 11 din Brașov. Conținuturile pe care le voi prezenta astăzi sunt textul argumentativ, susținerea unei opinii, semnificația titlului și mesajul textului liric și epic. Vom avea, evident, și aplicații pe anumite texte suport. Liric și epic. Însă, înainte de a începe, aș dori să vă fac câteva sugestii pentru o învățare rapidă și eficientă. Dragele, folosiți scheme, figuri, desene sau hărți conceptuale în luarea notițelor. Repetați ceea ce ați învățat și aplicați. Și aveți încredere în voi, în propriile capacități. Vă recomand o hartă conceptuală, care este o metodă modernă de evaluare. Un organizator grafic ce redă cuvintele cheie și ideile pe care acestea le generează. V-am pregătit aici o hartă conceptuală, pornind de la ceea ce vom aprofunda astăzi, și anume opera epică, opera lirică, textul argumentativ, semnificația titlului și mesajul operei. Și v-am ales și un motto: să complici ceea ce este simplu este banal, să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu, asta este creativitate. Enunțul îi aparține lui Charles Mingus. Și o să începem cu textul argumentativ, și anume susținerea unei opinii. Definiție. Textul argumentativ este textul în care sunt susținute opinii sau idei. El are scopul, din acest motiv, de a convinge cititorul. Textul argumentativ are și o anumită structură. Și anume, ipoteza, care este un enunț ce conține un adevăr incontestabil, enunțarea ideii sau opiniei care urmează a fi susținută, argumentația, formularea a minimum două argumente care să susțină afirmațiile din ipoteză, și concluzia, sintetizarea argumentelor. Și o să începem cu ipoteza. Ce este ipoteza? Ipoteza este adevărul incontestabil, de regulă, definiția unui gen literar, a unei specii literare, poate fi o axiomă sau un proverb. Un exemplu, opera lirică. Este opera literară ce constă în exprimarea directă a sentimentelor euului liric într-un limbaj artistic expresiv. Opera lirică presupune o viziune personală a autorului asupra unei realități. În opinia mea, Lacul de Mihai Eminescu este o operă lirică. După cum ați observat, am folosit un conector de opinie. Conectorul de opinie este o sintagmă, o structură, de genul în opinia mea sau după părerea mea, în ceea ce mă privește. Sunt folosite uneori verbele de opinie, a considera, a crede, urmate de un enunț al cărui conținut are în vedere ipoteza. De exemplu, în opinia mea, Lacul de Mihai Eminescu este o operă lirică prin abordarea subiectivă a relației dintre om și natură, prin sentimentul de dor, prin aspectul de confesiune al textului și prin utilizarea monologului descriptiv. Formularea argumentelor. Argumentele sunt introduse prin conectori, precum în primul rând, în al doilea rând, pentru început, sau un prim argument, pe de o parte, pe de altă parte. Fiecare argument este dezvoltat prin explicații, detalieri sau exemplificări. Nu uitați! Este bine ca organizarea argumentelor să se realizeze de la cel puternic la cel slab. Sunt folosiți și anumiți conectori în cadrul argumentației, adică atunci când prezentăm argumentele. Acești conectori sunt de mai multe tipuri. Pot fi de comparație și, de asemenea, precum, pot fi de exemplificare sau de ilustrare, de exemplu, de pildă, anume, de explicare, adică, altfel spus, de fapt, de opoziție, dar totuși cu toate acestea, în schimb, din contră, de concesie, chiar dacă cu toate acestea, totuși,
de cauzalitate, deoarece, fiindcă, pentru că, din moment ce de aceea, sau de consecință, deci, prin urmare, în consecință. Și avem câteva aplicații. Citește cu atenție și formulează enunțuri pentru următoarele cerințe. Și acum o să recapitulăm ceea ce am studiat. Scopul textului argumentativ este de a convinge, evident, cititorul sau receptorul. Al doilea exercițiu formulează ipoteza de la care pornește autorul textului. O să vă citesc un fragment din George Ivașcu, Cuvânt înainte în Cronicul și Cântecul Vârstelor, de Lucian Blaga. Dintre scrierile postume ale lui Lucian Blaga, caietul intitulat Cronicul și Cântecul Vârstelor, datat 1946, este de un deosebit interes pentru istoricul și criticul literar. Raportată la biografia propriu-zisă și cu atât mai mult la diagrama personalității scriitorului, la universul copilăriei și al adolescenței, această scriere își definește prin ea însăși argumentele ce o recomandă tiparului. Dragi copii, voi aveți de formulat ipoteza de la care pornește autorul. Răspuns. Ipoteza de la care pornește textul argumentativ este aceea că Cronicul și Cântecul Vârstelor de Lucian Blaga este o scriere interesantă pentru istoricul și criticul literar. Un alt exercițiu vă solicită să identificați argumentul utilizat pentru susținerea ipotezei din același text. Răspuns. Argumentul la care apelează autorul pentru a susține ipoteza este cuprins în citatul raportată la biografia propriu-zisă și cu atât mai mult la diagrama personalității scriitorului, la universul copilăriei și al adolescenței, această scriere își definește prin ea însă și argumentele ce o recomandă tiparului. Un alt exercițiu, al patrulea, vă cere să exemplificați patru conectori concluzivi. Concluzivi. Ne arată concluzia. Care sunt aceștia? Deci, așadar, prin urmare, în consecință. Reținem că sunt folosiți în concluzie, nu au cum să fie folosiți în ipoteză, adică în începutul textului, pentru că niciun text nu începe direct cu argumentarea. Un alt exercițiu vă solicită formularea unei opinii despre prietenie. Ce ați putea spune în acest caz? Prietenia, în opinia mea, este o relație bazată pe respect, pe afecțiune și pe empatie. 6. Precizează două argumente care să susțină necesitatea practicării unui sport. După cum ați văzut, exercițiile sunt variate, pornesc de la ipoteză, de la argumente, de la conectori, opinie și apoi concluzie. În argumentele care să susțină practicarea unui sport, ați putea să precizați dezvoltarea fizică armonioasă sau stimularea spiritului competitiv. Așa cum vă spuneam mai devreme, ultimul exercițiu se referă la formularea unei concluzii. Formulează o concluzie pentru apartenența la genul epic a operei Două loturi de Ile Caragiale. Răspuns. În concluzie, putem afirma că opera literară Două loturi de Ile Caragiale aparține genului epic prin prezența unui fir narrativ, prin plasarea acțiunii într-un anumit context spațiotemporal, dar și prin existența personajelor și a naratorului obiectiv. V-am povestit la început despre o hartă conceptuală care ne ajută pe noi să ne sistematizăm informațiile. Această hartă conceptuală poate fi sub formă de ciorchine sau orice organizator grafic doriți. Ce trebuie să precizăm, de exemplu, într-o hartă conceptuală despre textul argumentativ? Ipoteza, adică ce vrei să demonstrezi, cel puțin două argumente, evident cu acești conectori specifici, în primul rând, în al doilea rând, de asemenea sau în același timp, să prezentați nuanțat ideile din ipoteză, cuvintele ce susțin argumentarea și pe care le folosim în interiorul argumentației, deoarece, pentru că, fiindcă, din moment ce, de aceea,
și, evident, concluzia, preluarea succintă a argumentelor. Trecem la al doilea conținut, semnificația titlului. Câteva repere teoretice, ce poate fi un titlu, ce poate sugera. Titlul este un element paratextual prin care se identifică o anumită creație. Un element paratextual înseamnă că se află în afara textului, dar face referire la text. Titlul este reprezentat sub forma unei unități lingvistice, cuvânt, sintagmă, propoziție sau frază, care indică prin sugestie, metaforă, simbol, confesiune lirică sau enunț explicit conținutul unei opere, prefigurând, adică anunțând, și mesajul acesteia. Titlul este o cheie de lectură, este un mijloc de pătrundere în lumea operei. Prin titlu se anticipează tema sau motivul central, se anticipează semnificațiile textului și se deschide orizontul de așteptări al cititorului. Titlul poate fi denotativ, adică are sens propriu, sau conotativ, cu sens figurat, sintetic, adică format dintr-un singur termen, sau analitic, cu mai mulți termeni. Atenție! Una dintre compunerile de la subiectul întâi le solicită elevilor să-și exprime opinia despre semnificația titlului unei opere literare sau să prezinte semnificația titlului în raport cu ideile și sentimentele exprimate în text. Voi, dragi copii, în realizarea unei astfel de compuneri, trebuie să porniți de la definirea titlului și de la precizarea rolului său într-o operă literară, aspecte ce pot fi formulate astfel. Titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea acesteia, anticipează tema sau semnificațiile textului, prefigurând și mesajul operei. Este un element de legătură între realitatea cititorului și universul ficțional al operei. Titlul poate fi constituit dintr-un cuvânt, o sintagmă sau un enunț care indică prin sugestie, metaforă sau simbol conținutul operei. Conținutul compunerii va cuprinde referirea la structura titlului, cum v-am spus, cuvânt, sintagmă, enunț, la tipul de titlu, sintetic, analitic, cu sens propriu, cu sens figurat, și la semnificația acestuia, un element al cadrului natural, un anotimp, un moment al zilei sau altele, la structura morfosintactică a cuvintelor din titlu și la sensurile lor, iar elementele din text prin care se realizează legătura titlului cu ideile și sentimentele exprimate în text sunt aspecte ale realității sugerate de titlu și transfigurate artistic în text, cuvinte din câmpul lexical al titlului regăsite în text și tipuri de imagini și figuri de stil în care se transfigurează realitatea și se exprimă sentimentele, în cazul operelor lirice. Evident, nu trebuie să lipsească o concluzie. Aceasta trebuie să justifice în ce măsură este realizată legătura dintre titlu și conținutul de idei și de sentimente al operei. Și v-am pregătit o aplicație, compunere, opinia despre semnificația titlului unei opere lirice. O să vă citesc eu cu atenție textul. O fășie nesfârșită dintr-o pânză pare calea, printre holde rătăcită, toată culmea adormită, toată valea. Liniștea-i de plin stăpână, peste câmp iarși de soare, lunca-i goală, la fântână e pustiu și nu se îngână nicio boare. Și e liniște pe dealuri ca într-o mănăstire arsă, dorm și arinii de pe maluri și căldura valul valuri se revarsă. Niciun nor văzduhul n-are, foc sub el să mai ascunză, nici o pasăre prin zare, nu se mișcă în lumea mare, nici o frunză. George Coșbuc, În miezul verii. Compunerea trebuie să pornească de la definirea titlului. În opinia mea, titlul unei opere literare constituie punctul de plecare în receptarea acesteia, anticipează tema sau semnificațiile textului,
prefigurând mesajul operei. Este un element de legătură între realitatea cititorului și universul ficțional al operei. În cazul unei opere lirice, titlul focalizează discursul liric și asigură pătrunderea cititorului în universul afectiv al creației. La un pastel, titlul poate denumi aspectul, fenomenul sau momentul ce urmează a fi descris. Acest titlu, în miezul verii, conține substantivele miezul și verii, precedate de prepoziția în, precizându-se astfel momentul, reperul temporal în care poetul surprinde imaginea imensității peisajului estival. Legătura dintre titlu și conținut este evidentă, în primul rând, prin prezentarea fenomenelor specifice verii. Căldura dogoritoare, pustietatea peisajului, liniștea și nemișcarea copleșitoare. Câmpiaj de soare, întregul peisaj este umanizat, fiind cuprins de somnolență. Toată culmea adormită, toată valea. Trecem la al doilea argument. În al doilea rând, imaginea halucinantă a peisajului toropit de caniculă este sugerată de substantivul miezul, ale cărui semnificații se regăsesc în comparația e liniște ca într-o mănăstire arsă, repetițiile valuri, valuri și nicio, dar și în forma negativă a unor verbe, n-are, nu se mișcă. Predomină imaginile vizuale statice. Și evident trebuie să avem și o concluzie. În concluzie, titlul sugerează tema operei, natura, și anticipează semnificațiile textului, ilustrând caracteristicile anotimpului vara și efectele devastatoare ale caniculei. Avem și o aplicație cu semnificația titlului unei opere epice, însă cu un preambul. În prezentarea semnificației titlului unei opere epice se procedează ca în cazul creației lirice, pornind de la definiția titlului și de la structura lui, dar accentul cade pe legătura titlului cu acțiunea textului și cu personajele, reliefând aspecte ale realității prezente în text, care sunt sugerate prin titlu, sau contribuția personajelor la evidențierea semnificației titlului prin faptele și atitudinea lor, precum și prin relațiile dintre ele. Atenție! În acest caz, concluzia trebuie să justifice în ce măsură este realizată legătura dintre titlu și conținutul de idei și de sentimente al operei. Exemplificări de titlu în cazul unei opere epice. De exemplu, la un vas, titlul prezintă personajul eponim, adică protagonistul, căruia îi se adaugă uneori un substantiv ce evidențiază poziția în ierarhia socială sau îl individualizează. De exemplu, Râzlea cel Voinic și Merele de Aur, Aleodor Împărat sau Greuceanu. La o schiță, titlul poate prezenta anumite elemente de conținut sau un aspect semnificativ al operei. De exemplu, Vizită, Domnul Goe, Lanțul Slăbiciunilor, Deile Caragiale. La o fabulă, titlul prezintă adeseori numele personajelor aflate în antiteză sau definește trăsătura dominantă a protagonistului. De exemplu, Câinele și Cățelul, Boul și Vițelul sau Vulpea Liberală, Lupul Moralist. Toate aceste fabule sunt scrise de Grigore Alexandrescu. În cazul unei novele, titlul poate prezenta numele protagonistului sau anumite acțiuni semnificative ale firului epic, cu sau fără valoare metaforică sau anumite elemente de cronotop, adică de timp și de spațiu. De exemplu, Popa Tanda, Moara cu noroc, Budulea Taichi de Ioan Slavici. Al treilea conținut, mesajul textului, este cel care provoacă destul de multe emoții sau sentimente negative în sufletul celui care se află în fața foii de examen la evaluare națională. O să vă prezint câteva repere teoretice. Mesajul unei opere literare este constituit din totalitatea gândurilor, a ideilor, a convingerilor și a sentimentelor scriitorului, pe care acesta le transmite cititorului, conturându-i un orizont afectiv.
Compunerea de exprimare a unei opinii în legătură cu mesajul unei opere respectă structura textului argumentativ. Vă aduceți aminte? Ipoteză, argumente și concluzie. În ipoteză, trebuie definit mesajul și modalitățile prin care este realizat în cadrul operei literare, folosindu-se formule convenționale de tipul în opinia mea, după părerea mea, în ceea ce mă privește sau altele, apar verbele de opinia a considera a crede, urmate de un enunț al cărui conținut are în vedere ipoteza. Conținutul propriu-zis trebuie să cuprindă identificarea mesajului textului și cel puțin două argumente de susținere a mesajului, folosindu-se conectorii specifici. În primul rând, în al doilea rând, pentru că, fiindcă și altele. Exemplificarea argumentelor cu aspecte din text. Nu uitați să valorificați textul. În concluzie, puteți prezenta un enunț care verifică ipoteza și care sintetizează argumentele prezentate. Și așa cum am spus mai devreme, aplicație, compunere, opinia despre mesajul unei opere lirice. Nu o să vă mai citesc textul pentru că este același și anume George Coșbuc în Miezul Verii. Haideți să vedem ce putem scrie în această compunere. Mesajul unei opere literare este constituit din totalitatea gândurilor, a ideilor, a convingerilor și a sentimentelor scriitorului, pe care acesta le transmite cititorului în mod direct, conturându-i un orizont afectiv. Într-o operă lirică, mesajul este transmis în mod direct, subiectiv, prin intermediul eului liric, într-un limbaj artistic expresiv. Opinia. În opinia mea, George Coșbuc și-a propus să-i transmită cititorului uimirea sa și neputința în fața forțelor naturii. Acest mesaj este transmis în primul rând, și aici folosim primul conector, prin descrierea unui peisaj de mari dimensiuni, sufocat de căldură, în care totul pare lipsit de viață, constituit de elemente ale cadrului terestru, holdele, câmpiași de soare, lunca, dealurile și drumurile, și cosmic, norul, văzduhul, zarea. Prin atmosfera creată de poet este evidențiat implicit și eu liric, uimit de căldura sufocantă, de pustietate și de liniștea copleșitoare. Trecem la al doilea argument. În al doilea rând, mesajul este evidențiat prin câteva procedee artistice, precum comparația, e liniște ca într-o mănăstire arsă, repetițiile valuri-valuri și nicio, metafora foc cu rol hiperbolizator, dar și de forma negativă a unor verbe, precum n-are sau nu se mișcă. Prin folosirea acestor procede, poetul îi transmite cititorului imaginea miezului de vară, care, în viziunea lui, devine apocaliptic. Și o concluzie? În concluzie, mesajul expresiv al textului îl determină pe cititor să se transpună într-o situație similară. Mesajul unei opere epice. În cazul unei opere epice, mesajul este transmis indirect. Ne aducem aminte că la opera lirică era transmis în mod direct. Da? Deci mesajul unei opere epice este transmis indirect prin intermediul acțiunii și al personajelor, al relațiilor dintre acestea, modul de expunere predominant fiind narațiunea. Compunerea despre semnificația mesajului unei opere epice are aceeași structură, adică ipoteza, conținutul propriu-zis cu cele două argumente, minimum două argumente, și concluzia, cu mențiunea că argumentele vor face referire la elemente specifice genului epic, la acțiune, la semnificația întâmplărilor, la atitudinea personajelor și la relațiile dintre ele. Atenție! În funcție de tipul de text, avem modalități diferite de transmitere a mesajului. În cadrul unei opere lirice, așa cum v-am mai și precizat, mesajul este transmis în mod direct, prin intermediul eului liric, autorul folosind un limbaj artistic expresiv,
Iar în cadrul operei epice, mesajul este transmis în mod indirect prin intermediul acțiunii și al personajelor, modul de expunere predominant fiind narațiunea. Aplicație. Compunere, opinia despre mesajul unei opere epice. V-am ales un fragment din Prăvale Baba de Ionel Teodoreanu. Niciodată nu i s-a părut domnicăi mai nimic atuată de om decât în ceasul dimineții cu bruma, când a pregătit pentru cea din tâi zi de școală. Parcă luase la oaste. Tuns chilug, cu botfor potcoviți, surtuc croit din drumul de-al tatei și pălărie neagră de flăcău. În ograda școlii erau castanii lui septembrie și două feluri de vrăbii, unele cu pene, altele cu ghiostan. Apoi a sunat clopoțelul peste larma glasurilor, abătând-o de la joacă. Și vârstele, după ce au trecut pe ușa școlii, îmbulzindu-se, s-au despărțit, luându-și locul în clasele lor. Numai cei din clasa întâia nu știau ce să facă. Fănuță a venit cel din urmă, fiindcă și-a spălat mâinile la robinetul din ogradă. Și cum l-au văzut că intră, bocănind pe podele cu botforii lui potcoviți, ochii celorlalți la el s-au oprit. Ce stați, măi? Hai să ne găsim locul!" le-a zis Fănuță din treacăt. Și toți s-au luat după el. Fără să mai cerceteze, Fănuța a lăsat în plata lor încăperile cu cuiet, s-a suit pe scară și, descoperind un prag cu soare și tăcere, a intrat acolo descoperindu-se. Tu ești repetent?" l-a întrebat cu respect băiatul primarului. De ce, măi, domnișoară? Tu ai mai fost la școală, de asta știi." N-am mai fost eu, dar mă descurc și în codru," a spus Fănuță. Haideți să vedem ce am putea scrie în acest tip de compunere. Pornim de la definirea mesajului. Mesajul unei opere literare este constituit din totalitatea gândurilor, a ideilor, a convingerilor și a sentimentelor scriitorului, pe care acesta le transmite cititorului, conturându-i un orizont afectiv. Într-o operă epică, mesajul este transmis în mod indirect, prin intermediul acțiunii și al personajelor, al relațiilor dintre acestea, narațiunea fiind modul de expunere predominant. Apoi avem opinia. În opinia mea, textul prezintă sentimentele de admirație ale autorului față de însușirile deosebite ale unui copil provenit dintr-o familie nevoiașă, dovedite prin comportarea lui, prin felul său de a gândi și de a se exprima. Primul argument. În primul rând, atitudinea autorului se observă din încântarea cu care îl prezintă comportamentul lui Fănuță. Acesta își ascultă mama și se comportă așa cum a fost sfătuit. Față de colegi, se dovedește cu mai mult spirit de inițiativă, mai inteligent și mai descurcăreț. Al doilea argument. În al doilea rând, constatăm că și alte personaje, precum băiatul primarului, apreciază comportarea lui Fănuță, deși o face cu o oarecare invidie. Acesta este uimit de felul în care se descurcă Fănuță, crezând însă că băiatul este repetent. Și concluzia? În concluzie, din mesajul textului se desprinde atitudinea de admirație a autorului față de un copil cu însușiri alese, pe care acesta și le dezvăluie încă din prima zi de școală. V-am prezentat aici baremul privind compunerea ce exprimă opinia despre semnificația titlului, respectiv a mesajului, și aveți formularea unei opinii privind semnificația titlului, mesajul textului, formularea nuanțată obține 4 puncte, schematică 2. Aveți câte 4 puncte pentru prezentarea oricăror două argumente potrivite care susțin opinia formulată, valorificând textul, nu uităm să valorificăm textul, în total 8 puncte. Punctele pentru prezentarea argumentelor se acordă astfel, prezentarea adecvată detaliată a argumentului obține 4 puncte, prezentarea superficială sau schematică 2. Adecvarea conținutului la cerință 2 puncte, în totalitate 2 puncte, iar adecvarea parțială 1 punct. Iar respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte. Vă doresc succes și vă mulțumesc pentru participare. La revedere!